Rubrica Da pentru Sport continuă cu prezentarea unui alt sportiv de valoare a Reghinului, intervievat de Ghiță Zileriu. Bun găsit tuturor, din nou împreună aici la Da Reghin TV și, bineînțeles, campania noastră Da pentru Sport. O domnișoară frumoasă lângă mine și, după cum observați, echipament de basket, da, sportivă. O las pe ea să se prezinte, te rog. Numele meu este Duda Lisana Maria, am 15 ani și am intrat acum la liceul numărul 2 Lucian Blaga din Reghin. Bun, perfect. Deci, elevă la Lucian Blaga în clasa 9, da? Bun, da. Perfect. Și basket de când? De 5 ani. Wow, deci de 5 ani. De ce basket, în primul rând? De ce basket? Haideți să te întreb așa. Și nu alt sport, nu știu, handbal, tenis de masă, karate, nu știu, îmi vine minte oricum. În clasa 3-a, când m-am mutat la școala generală Alexandru Ceușeanu, am mers din întâmplare la un antrenament, fiind în clasă sportivă, și am început. Prima dată mi s-a părut ciudat, pentru că toți știau mult mai bine decât mine, dar apoi când am început să mă descurc și am muncit mai mult, mi-a plăcut foarte mult și acum îl joc cu mare plăcere. Bun, și acum tu ești în clasa 9-a, este o vârstă, de multe puncte de vedere, critică, apropo de mișcare. Deci dă-le tu un sfat celor care toată ziua butonează și care scot, eu știu, haide să fim cinstiți așa cum nu ne aude nimeni, tot felul de motivări să nu meargă la orele de educație fizică, să nu facă mișcare, să stea, adică știi, merge la, acum e vară, da? Și se merge la baie și tot timpul, asta e, de ce nu mișcare? Dă-le tu un sfat așa. Tu cum crezi apropo de chestiile astea? Păi mi se pare mult mai corect să faci sport, deoarece în primul rând este foarte sănătos și ai mai multe de câștigat decât să stai toată ziua pe telefon sau pe calculator, îți strici ochii și nu câștigi absolut nimic. Bun, perfect. Beneficiem de toate noutățile tehnologiei, dar trebuie să facem și mișcare. Asta e. Bun. Așa e. Ok, perfect. Bun, mulțumesc. Acum, trecem la basket. Cum ți se pare basketul ca sport? Sunteți o echipă, spiritul ăsta de echipă, fără nu există basket. Cum te simți pe teren? Păi basketul este un sport în care tot timpul diferența este făcută de sclipirea de moment. De exemplu, în celelalte sporturi, cum ar fi fotbalul sau restul, în continuu trebuie să faci majoritatea lucrurilor la fel. Dar în basket, întotdeauna, dacă, de exemplu, suntem la același scor, este egal. Dacă tu ești mai puternic în clipa aia, câștigi și te ajută foarte mult relația dintre noi. Acum nu pot să spun că suntem doar cu o echipere de echipă, pentru că am ajuns să fim foarte bune prietene de atâta timp și relația asta ne ajută foarte mult. Și cred că vă mai ajută încă o relație, tot de prietenie, dar nu numai. Ce înseamnă antrenorul pentru voi? Domnul profesor Răzvan, pentru mine, este un al doilea tată. Majoritatea timpului petrecându-mi în sală, dar mi-a fost și diriginte și profesor de sport. Bun, perfect. Deci e clar, din toate punctele de vedere, ai avut tangență cu Răzvan și știi care e problema. Bun, acum, eu vreau să te întreb, momentul preferat în timpul unui meci, al tău, nu știu, să înscrii, să faci pressing, să recuperezi, să, nu știu, care te simți tu cel mai bine? În afară, te simți bine tot timpul meciului, dar un moment așa mai deosebit în care zici, uah, ce bine e să joc basket. Tot timpul când conducem. Tot timpul când conducem. Bun. Ceva rezultate? Până acum? Anul trecut nu am apucat să ajungem foarte departe, deoarece am avut și examenele și am fost mult ocupate. Da. Dar acum 2 ani am ajuns până în finală și am luat locul 7 pe țară. Deci, locul 7 pe țară, Reghinul, da? Cu niște fete care se pregăteau să și dea un examen. Bun. Eu acum vreau să te întreb, visul tău apropo de basket. Ce vrei de la basket? Să ajung cât mai sus. Să ajungi cât mai sus. Asta cât mai sus înseamnă lot național, național, da, și așa mai departe, da? Da? Te vezi jucând în divizia A cu cele mai bune basketbaliste din țară? Nu pot să spun că mă văd, dar îmi doresc foarte mult. Dar îți dorești foarte mult. Bun, dacă îți dorești foarte mult, sper să se și împlinească. Îți mulțumesc, multă baftă în continuare și mulțumesc. Cu siguranță ne vom reîntâlni, eu știu, tu la un alt nivel și să sperăm că va fi cât mai sus posibil. Multă baftă încă o dată. Mulțumesc mult. Și dumneavoastră vă mulțumesc pentru faptul că ne-ați urmărit. Extrem de fair play și de sincere în ceea ce spun sportive deosebite ale Reghinului pe care vi le prezentăm în această campanie Da pentru Sport. Până la o nouă întâlnire, numai bine! Acestea au fost știrile din sport. Sunt Oana Mărginean, vă mulțumesc pentru atenție și vă dau întâlnire mâine, la aceeași oră. La revedere!